Habar n-am, nu m-ai întrebat că nici eu n-am știut să fac tema absolut deloc. Dar o întrebăm pe doamna când o să vină. Uite că a venit. Ziua copii, că dacă era bună n-ați mai fi existat. Ce faceți? Cum sunteți? Nu și tu, Brutus, vai. Doamna? Draga mea, Laura, încerc scuze să te dezamăgesc, dar numele meu nu mai este doamna. Eu acum sunt stăpâna voastră. Asta este rolul meu de a fi stăpâna, da? Și doi la mână, cineva, dar voi să fiți ca mine. Nu trebuie să-mi permită nimeni, draga mea, nu tu ai inventat acest script și chiar tu ai zis-o. Fiecare are nevoie de câte o schimbare și fix asta am făcut. Vai, da, hâdă-i. Auzi, neînfricată, eu aș pune să păstrăm comentariile pentru mai târziu, da? Doamna, putem, vă rog frumos, să verificăm ceva exerciții la temă, că n-am știut să facem nimica. Da, ce-s eu, profesoară, dar verifică răspunsurile la spate. Dar oricum, luna asta nu o să vă predau nimica, că nu prea închep nici de școală, nici de voi, nici de viață. Măcar asta nu latră. Da, o fie asta dezavantajul meu, dar spre deosebire de voi sunt crescută ca lumea, da? Slay. Hei, asta e replica mea. Am nu pentru mult timp. Nu pun copiii, haideți că vă găsați degeaba, deschideți caietele la...